De multe ori, aflându-mă într-o librărie creștină, am realizat că îmi lipsesc unele repere când era vorba să aleg o carte. Drept urmare, am simțit nevoia de a oferi eu însumi aceste repere tuturor acelora care, întocmai ca mine, se simt pierduți în fața rapturilor cu cărți. Cine este autorul cărții? Ce anume încearcă el să ne transmită? Cum o face din punct de vedere ideatic, dar din punct de vedere stilistic? Iată câteva dintre întrebările la care voi încerca să răspund. Sunt Dorin Mureșan și vă aștept pe Scara Cuvintelor, o emisiune în care rolul secundar aparține cărții, căci rolul principal îi revine întotdeauna lui Dumnezeu.